Peste 2000 de fani ai handbalului Vâlcean s-au strâns în Sara Traian, profitând și de faptul că organizatorii au lăsat intrarea liberă la meciul cu CSM Slatina din Liga Florilor, un cadou de sărbători pentru suporteri. SCM a început jocul foarte bine și s-a desprins la 7 la 1 în minutul 8, iar antrenoarea oaspetelor Victorina Bora a cerut time-out. CSM Stratin a reușit să echilibreze jocul și cu o apărare bună a mai redus din diferență la pauză Vâlcea, având 4 goluri avans 12 la 8. Cu Daciana Hosu în formă foarte bună în poartă și cu suedeza Daniela de Jong în vervă. În atac, Vâlcea a controlat și partea secundă. Diferența maximă de pe tabela a fost în minutul 56-28 la 19. În ultimele minute ale meciului, Slatina a mai redus din handicap. S-a terminat 28-22 și 10 termină anul pe locul 5 în luptă pentru sezonul următor al Cupelor Europene. În schimb, Slatina este pe locul 13 și are șanse tot mai mici să evite retrogradarea directă. Jucătoarele lui Bent Dall au o mini vacanță până pe 2 ianuarie 2023 când este programat primul antrenament. Urmează două luni grele pentru Vâlcence, cu jocuri în campionat și grupele EHF European League, primul meci fiind în 2023 cu echipa maghiară VATS în Cupele Europene.